Acest exercițiu multinațional va avea loc în perioada 15 octombrie-22 noiembrie și este desfășurat în comun cu structuri militare ale țărilor aliate și partenere NATO, în facilitățile partenerului american de pe teritoriul Germaniei. Avem deosebită onoare de a participa cu militarii Batalionului 191 Infanterie la un exercițiu în comun în Germania. Un exercițiu la care vor participa militari, peste 4600 de militari din 10 state membre NATO, cât și din 3 state partenere NATO. Exercițiul se desfășoară pe o perioadă destul de lungă, aproximativ 40 de zile, și cuprinde mai multe subsecvențe, exerciții fără trageri de luptă, exerciții cu trageri de luptă, ceea ce va solicita la maxim capacitatea de efort a militarilor și, bineînțeles, a comandamentul batalionului în planificarea și desfășurarea acțiunilor. Pentru femei, probabil că este puțin mai greu din punct de vedere fizic, dar psihic cred că suntem mult mai pregătite. Nu este pentru prima oară când particip la un exercițiu multinațional. De data aceasta particip ca ofițer de relații publice, deci voi vedea cumva lupta prin obiectivul aparatului. Însă sunt multe femei în armata noastră care participă la exerciții multinaționale și ca luptător și ca ofițer de planificare. Deci ne încercăm cumva să ne ridicăm la standardele pe care le impune armata. Scopul exercițiului Combine Resolve 5 îl constituie antrenarea multinațională întrunită într-o concepție unitară pe baza unui scenariu fictiv elaborat de partenerul american pentru dezvoltarea nivelului de interoperabilitate cu forțele Statelor Unite ale Americii, dar și ale altor state membre și partenere NATO, precum și pentru îndeplinirea cerințelor specifice de standardizare ale alianței.